Felicitări pentru acest succes, o caracterizare a jocului de astăzi. Ei, au fost momente foarte bune și ce m-a nemulțumit la jocul de astăzi a fost faptul că în momentul în care se distanțau, puneau cu ceva frână, iar ele și că mi-au convins lucrurile astea. Pentru că pe mine ne protejează niciun adversar. În momentul în care joci, trebuie să joci dintr-un lucru până în 60. Una peste alta, eu cred că iese un rezultat normal, firesc, ținând cont de punctele acumulate în acest campionat. Nu este niciun meci nu este ușor. După cum ați văzut, dacă nu ești atent, orice adversar te poate surprinde. Repet, mă deranjează foarte, foarte rău atitudinea lor. Adică, în momentul în care ai 5-6, pui și al șaptelea, așa locul, dar nu cu piciorul de până să vină adversarul la 4-5 gol. Asta m-a nemulțumit. În schimb, au avut atitudine, au muncit foarte mult, nu se pune problema să nu se fie angrenat. Doar că am senzația unor că să mulțumesc cu puțin și nu e rău. Ce se întâmplă cu Oran? Are ceva, da? Nu știm, o să vedem. Ea are ceva carențe. A avut de mult timp, mai tot timpul așa a avut contracturi la Gambe. Pare o lipsă de ceva, dar nu știm de ce, pentru că și-a făcut toate analizele posibile și imposibile. Nu știm care ar fi. Eu sper să nu fie nimic grav și să pot să o folosesc în miercuri. Din păcate, jucăm numai așa, la truc automat. Miercuri jucăm la Bistrița, sâmbătă avem cu Rapid, două meciuri extrem de greu. 7 zile. Astăzi am jucat trei, deci 7 zile am avut 3 meciuri. Am așa bine, dacă stăm bine să facem. E greu, e foarte greu, însă până la urmă nu mai jucăm, toate echipele joacă, în ritmul ăsta și trebuie să ne facem treaba la fiecare joc. Vă urăm succes! Mulțumim frumos! Și vă mai așteptăm aici la microfon.